găsit, dragi spectatori și telespectatori, la inițiativa domnului primar al Comunei Domnești, Ion Gabriel Zăvoianu, suntem în fața primei ediții a festivalului concurs Cununa Domneștiului, festival ce se vrea a fi o manifestare culturală de anvergură cu participanți din tot județul Argeș. Prin acest festival concurs, domnul primar și-a propus să acorde ansamblurilor de dansuri și grupurilor vocale argeșene posibilitatea să evolueze în fața domnișanilor și în același timp Comuna Domnești să fie un pilon important în promovarea și păstrarea dansurilor și cântecelor populare tradiționale. Festivalul concurs Cununa Domneștiului este organizat la nivelul județului Argeș și este structurat pe două secțiuni, dansuri populare și grupuri vocale, și două categorii de vârstă, respectiv copii și adulți. Suntem onorați de un juriu profesionist format din personalități ale culturii argeșene, specialiști ce s-au făcut remarcați printr-un volum de muncă enorm în păstrarea culturii argeșene la parametrii ridicați. Dați-mi voie să vă prezint președintele juriului, domnul profesor universitar dr. Sorin Mazilescu. Domnul Cătălin Oancea, maestru coregraf al ansamblului Dorul, un ansamblu profesionist renumit în întreaga țară și nu numai. Mulțumim! Doamna Mihaela Chirițescu, profesor de canto popular în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești, interpret de muzică populară. Dați-mi voie acum să-l invit în scenă pe fondatorul festivalului concurs Cununa Domneștiului pentru a ne vorbi despre importanța acestui eveniment, domnul primar Ion Gabriel Zăvoianu. În aplauzele dumneavoastră! Bună ziua, vă spun tuturor! Și bine ați venit în localitatea noastră, Domnești, localitate care, așa cum știți, are această frumoasă casă de cultură pe care noi dorim să vă oferim, vă punem la dispoziție pentru a putea aduce în fața atât a domnișanilor, cât și tuturor iubitorilor de folclor, atât de joc popular, cât și de muzică populară, tot ce aveți dumneavoastră mai bun la momentul acesta. Încercăm să creăm o emulație în rândul grupurilor și ansamblurilor folclorice din județul nostru mai întâi, astfel încât să contribuim cât mai, să fim cât mai aproape la păstrarea și la ducerea tradiției noastre populare acolo unde este locul. Urez mult succes tuturor celor înscriși în concurs și să dea tot ce e mai bun. Eu sper să intre în tradiția fiecărui grup și în și cu ansamblu, ca în fiecare an, pe agenda de lucru a fiecăruia să fie pus și acest festival, care va fi organizat în preajma Dragobetelui. Vă felicit sincer pentru idee, pentru tot ceea ce ați realizat pentru astăzi. Dragii mei, deschidem concursul nostru, festivalul concurs Cununa Domneștiului, cu grupul Flor de Cireș, al Comunei Mărăcineni, coordonator, doamna Gabriela Pendiuc, profesor, doamna Valentina Rădoi. Mami și mă uit la
tot la secțiunea grupul vocale, categoria de vârstă copii, vine în fața dumneavoastră grupul Flor de Colț al școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân din Curtea de Argeș. Grupul este pregătit de doamna profesor Cecilia Iliuță. Măi, măi,
și verdelea anul. Rămânem tot la secțiunea grupuri vocale, de această dată la categoria de vârstă adulți și invit în fața dumneavoastră grupul Rapsozii Argeșului al Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș, coordonator domnul Gigi Iordăchescu. Frunzuliță măr gustos, cobor pe vârsar jos, mă. Să le dau un like. Frunzuliță măr gustos, cobor pe vârsar jos, mă. Pe la umbră de tufani, mă. Intră de la verișani, măi, măi. Pe la umbră de tufani, măi. De la verișani, măi. Sunt grabei! Ia, ia! Hai, ia, hai, și de acolo mai la vale, Argeșul îmi iese în cale. Și de acolo mai la vale, Argeșul îmi iese în cale. Printre dealuri, printre lulci, măi, și livesc cu poame dulci, măi, măi. Printre dealuri, printre lulci, măi, și livesc cu poame dulci, măi. Dealuri și potești, măi. Spune tu pe unde treci, peste dealuri și potești, măi. Pe șobănași cu mioare, cântând doina din cabale, măi, măi. Pe șobănași cu mioare, din cabale. Spune tu pe unde treci, măi.
potești, măi, măi, vezi ciobănași cu mioare. Când te doina din cabare. Ca de jos, măi.